Bani de împrumut pentru zile negre, peste 760 de vârstnici s-au împrumutat în luna martie la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea, suma totală acordată apropiindu-se de 2 milioane de lei. Banii le-au fost necesari pentru medicamente, să își achite dările către stat, facturile la întreținere sau pentru a-și ajuta financiar copiii și nepoții. Cea mai mică sumă împrumutată a fost de 150 de lei, iar cea mai mare de 10.000 de lei, lunar predominând împrumuturile mici de sub 500 de lei, precizează președintele CRP Vâlcea Grigore Răban. Împrumuturile pe luna martie, e vorba de 763 de împrumuturi într-o sumă totală de 1.938.370 lei. La 10.000 de lei s-au realizat 3 împrumuturi. La 9.000 de lei un împrumut, la 9.600 un împrumut, dar dacă eu mai departe, la 6.000 de lei, 16 împrumuturi, la 5.000 de lei, 17 împrumuturi, dar, mutându-ne mai sus puțin de el, la 150 de lei, eu singur împrumut, la 200 de lei, un împrumut, 300 de lei, 7 împrumuturi. Deci, la 400 de lei, 6 împrumuturi, la 500 de lei, 11 împrumuturi. De ce spune toată treaba asta? Pensii mici nu pot realiza împrumuturi mari pentru că nu pot să-și achite după aceea ratele. Deci, ce are un pensionar, de-aia îi se spune casă de ajutor reciproc. Că asta vine în sprijinul tuturor celor care sunt pensionari și au pensiile de diferite valori. Grigore Răban mai precizează că în luna martie s-au acordat ajutoare pentru procurare de ochelari sau pentru tratamente balneare. De asemenea, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea a acordat ajutoare de înmormântare moștenitorilor celor 51 de pensionari decedați. La decese s-au dat 51 de ajutoare în sumă totală de 32.480 lei la un număr de la acestea 51 de ani, deci s-au fost mai multe în această lună, la ochelari s-au dat 31 de ajutoare la procurarea de ochelari, la cei care au fost în stațiunile balneare și matrice s-au dat 4 ajutoare. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea are 11 filiale în județ și peste 30.000 de membri în toate cele 89 de localități vâlcene.